Deci mulțimea mulțimilor unei mulțimi poartă numele de mulțimea părților acelei mulțimi. Mulțimea părților acelei mulțimi. Deci mulțimea submulțimilor unei mulțimi poartă numele de mulțimea părților acelei mulțimi. Ei, iar mulțimea părților se notează cu peron, pe mare de mână, pe mare de A. Deci pe mare de A. Este formată din toate submulțimile. Deci elementele acum sunt submulțimi. E vorba de A1, A2, care mi-a plăs noi și A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 și A8. Deci mulțimea tuturor submulțimilor unei mulțimi se notează cu peron de A. Și în problema de mai înainte, mama lui Miruna ne-a întrebat care este cardinalul ei. Câte submulțimi ale unei mulțimi pot fi? Da? Numărul submulțimilor, adică cardinalul. Cardinalul de peron de A e egal cu 5. Iar, dragilor, eu puteam să dau formula cardinalului A pentru o mulțime de A, care are N elemente, este dată, asta e formula care vedere. Dar cum să pot eu pleca la treaba asta și stimați colegi? Dragilor, nu vă apucați să faceți lecția de dragul de a o face. Eu nu știa copilul ce înseamnă submulțime. Eu trebuia să rămâneți ce înseamnă submulțime, deci. Nu știa că e vorba de semnul de incluziune, ce înseamnă, de apartenență. Deci așezi de le lămurim mai întâi și pe urmă e vorba de o altă mulțime în care s-o cotim părțile. Și acum s-a pus problema cardinalului acestei mulțime. A aflat numărul submulțimilor unei mulțimi înseamnă să cardinalul mulțimii acestei pe care am construit-o. Vă las pe voi, pentru cazul în care am luat doar 3 elemente, am văzut că sunt 8. Pentru cazul că luați doar două elemente, vedeți numărul, tatonați, studiați și găsiți voi formula. Da? Deci vă las ca temă să găsiți cardinalul lui peron de A. Ați înțeles? Adică formula aceea, să o înțelegeți acum, după ce am făcut cazurile particulare, să înțelegeți cum anume, de ce lucrează. Și mâine discutăm, mâine luni, discutăm despre asta. Să văd dacă mă convingeți pe mine că ați înțeles formula. Corect. Cu ocazia asta, învățați copii. Este spectaculos. Eu vă tot spun, citiți din manual partea teoretică. Dar voi ce faceți? Conspectați niște rezultate și aruncați acolo pe căițel și atât, punct. Dar nu copii. Fiecare formulă, fiecare definiție trebuie înțeleasă, trebuie pătrunsă, încât să ne punem în bagajul nostru de cunoștințe niște informații foarte clare, exacte. Alea să fie achizițiile noastre, de care nu ne mai despărțim niciodată. Este știința de a învăța, este spectaculos. Dacă nu știți asta, nu puteți face nimic. Voi de cele mai multe ori faceți așa. Vi se dă tema pentru acasă la școală, n-ai înțeles nimic ce ți-o spus acolo, te apuci să-ți faci tema. Deschizi cartea, ai găsit circutare, putare, putare, nu aveam. Hai să facem lecția. Nici o șansă. Voi și toți ceilalți care pățesc chestia asta. Facem niște operații cu mulțimi. Da, hai chiar asta, în timp ce vorbeam, m-am apucat de mulțimi, dar nu m-am apucat cu lucrurile esențiale. Și atunci, notați. Ne-am dus prin ieșiții, am făcut niște lucruri interesante, dar iată cum trebuie văzut. Deci, când zic mulțime copii, înseamnă un grup de elemente cu aceeași proprietate puse la un loc. Mai multe sau mai mulți la un loc. Deci mulțime. Mulțime. Puteți să vă arătați. Mai multe sau mai mulți. Mai multe, hai să spunem, obiecte. Depinde de mai multe obiecte la un loc. Asta înseamnă mulțime. Mai multe sau mai mulți? Mai multe, hai să zic. Mai multe obiecte,
Mai mult dacă e genul masculin, dar obiecte am folosit acolo și s-a acordat așa, nu? Mai multe obiecte la un loc. Mulțimea, exemplu de mulțime, dați-mi exemplu de mulțime. Mulțimea numerelor naturale, de exemplu, adice. Așa, un exemplu. Mulțimea băncilor de aici. Mulțimea tuturor copiilor. Mulțimea elevilor din sala asta. Mulțimea copiilor dintr-o clasă care au... mulțimea fetelor dintr-o clasă care au părul lung. Corect. Deci dau și o proprietate. Deci o mulțime poate fi dată așa. Spunând Stan și Bran, deci indic pe cei doi, da. Sau putem da o proprietate de caracterizare. Notăm. O mulțime poate fi dată, o mulțime poate fi dată în două moduri. O mulțime poate fi dată în două moduri. Unu. Mai multe obiecte la un loc. Moduri de a indica o mulțime. Moduri de a indica o mulțime. 1. Precizăm toate elementele. Du-te și stai cu cuvântarea de vorbă, că eu spui, băi, înțelegești tu că avem nevoie de liniște. Rex! Vreau să o iei. Plec de aici, mă, cu brațul. Taci! Săracu. Când își face datoria, exact. Cum știi să o faci cel mai bine, și noi încercăm să nu, îl certăm. Prezintăm toate elementele. De exemplu, A egal din Stan, și se indică în acolată. Stan și Bran. I-am precizat. Știu sigur cine sunt. Am precizat elementele. 2. O proprietate de caracterizare. Proprietate de caracterizare. Să zicem, notăm cu A. Mulțimea elevilor din clasă, da? Ce au bluziță roșie. Elevilor, da? Mulțimea elevilor din clasă ce au bluziță roșie. Eu nu am spus că e Viorica, Angelica, așa mai departe. Am zis bluziță roșie. Da? Deci indică o proprietate de caracterizare. Sau mulțimea A formată din toți aceiași naturali cu proprietatea. Foarte multe ori am dat așa. Da. Cu proprietatea că ei și sunt cuprinși între 2 și 7. Dar nu am spus care sunt concret. Ci sunt între 2 și 7. Și cine sunt aceștia, după cum vedeți aici? În loc să spun că e vorba de cine are. De 3, 4, 5, 6, 7. Așa. În loc să vă zic că de la 3 încolo. 3, 4, 5, 6 și 7. Am indicat o proprietate de caracterizare. Proprietatea că sunt de la 2 încolo. Până la 7 inclusiv. Foarte multe exerciții până acum ați văzut. Nu? Proprietate de caracterizare. Ei, deci atenție. O mulțime este dată, înseamnă cu o lecție de obiecte, mai multe obiecte la un loc. Ea poate fi dată, poate fi precizată. Pot să știu în mulțimea dacă știu conținutul ei concret prin enumerarea elementelor sau se indică o proprietate de caracterizare. Proprietatea ce le identifică pe elemente. Da? E bine, într-o mulțime elementele nu se repetă. Foarte, foarte important. Într-o mulțime, elementele nu se repetă. Într-o mulțime, elementele nu se repetă.
Apoi, nu contează o altă observație. Deci, astea sunt două observații foarte importante. Observația 1, într-o mulțime, elemente nu se repetă. Și 2. Nu contează. Și a doua observație, nu contează ordinea. Nu contează ordinea elementelor în mulțime. Poți zici 7, 1. 7, 1, n-ar importanță, nu contează. Important este să fie în acoladele cele, da? Vrei să. Da. Bun. Apoi, o altă chestiune. Relația care se stabilește între două mulțimi este de incluziune. Relația care se stabilește între două mulțimi este de incluziune. Ăsta este inclus. Da, inclus. Relația de incluziune. Și spunem că A inclus în B. Dacă și numai dacă. Deci, cum a zis, relația care se stabilește între două mulțimi? Între două mulțimi. Între este două mulțimi este relația de incluziune. Incluziune. Relația de incluziune, așa se citește, inclus. Relația de incluziune. Ei bine, spunem că o mulțime inclusă în alta, dacă și numai dacă, oricare ar fi elementul X din A, ăsta e simbolul pe care se citește oricare, da? Da. Adică toate elementele, oricare ar fi X din A, să rezulte că îl găsim și în B. X aparține și lui B. Deci la orice X din A, rezultă că X-ul este din B. Iată că am folosit acest simbol de apartenență. O să vorbesc imediat. Deci o mulțime inclusă în alta, când orice element din prima îl găsim și în alta. Apoi, poate observația asta trebuie să o fac întâi, dar m-am grăbit și am dat-o pe a doua. Relația de apartenență. Uite așa, ăsta e simbolul de apartenență. Da. Aparține, se zice. Aparține. Se stabilește, relația se stabilește între un element și o mulțime. Relația asta se stabilește între un element și o mulțime. Se stabilește? Între un element și o mulțime. Una radii. Mulțimea mare e egal cu elementul 2, 3 și 7. Da? Între un element și o mulțime. Mulțimea mare, 2, 3 și 7. Spunem, 2 aparține lui A. Da? 2 aparține lui A. Și că 9 nu aparține lui A. Deci așa scrie. 2 aparține lui A. Și 9 nu aparține. Deci dacă nu se găsește, spun nu aparține. Nu se găsește acolo. Cu ajutorul simbolului matematic acesta. Așa. Și acum, hai să vedem până aici, Miruna, repetă tu ce ai înțeles. Ce, despre mulțime acum, ce poți să spui? Că când un element al mulțimii aparține, aparține. Simbolul acesta și că dacă nu aparține... Aparține tot cu simbolul acesta și tăia. Iar simbolul de incluziune se folosește între două... Între două mulțimi... Vreau să spun așa. Dacă A egal cu 2, 3 și B egal cu mulțimea 5, 7, 2 și 3, cine este inclus în cine? A inclus în B. Descriem asta A inclus în B. Dar B este inclus în A? Mm-hmm. Se găsește în A? Mm-hmm. Nu. B are niște elemente, are pe 5 și pe 7, care nu se găsesc aici. Și atunci voi spune, B nu este inclus în A. B nu este inclus în A. Ce A e inclus în B. Da? Deci foarte important să știți aceste lucruri. Și acum notați, operații cu mulțimi. Operații cu mulțimi. Operații cu mulțimi.
Am început lecția astăzi de-a doua. Era bine să fac partea asta teoretică, m-am lăsat pe mâna a doua. Ei au făcut-o acasă. Au făcut-o acasă. Dar trebuia înțeles foarte bine așa cum... Nu, e important. Ați făcut voi în varianta în care ați făcut-o voi. Acum ați înțeles că trebuie mult mai multă atenție când faceți partea teoretică. Nu așa scrim acolo informațiile aruncate și să fie scrise pe care, da? În varianta care se puteam. Hai să facem repede și până să trecem la aplicație. Operații. Reuniunea. Ăsta este simbolul. Reuniune. Da. Reuniune. Este punerea la un loc. Da? Da? Punerea la un loc a elementelor celor două mulțimi. Reuniune. Vă scrieți acolo. Punerea la un loc a elementelor celor două mulțimi. Două sau nouă, cât ar fi. Se pun la un loc. La un loc. Punerea la un loc. Da. A elementelor într-o nouă mulțime. Este tot o mulțime, da? Punerea la un loc într-o nouă mulțime. Într-o nouă mulțime. A elementelor celor două mulțimi. A elementelor celor două mulțimi. Punerea la un loc. Exemplu adică. Dacă mulțimea A egal cu 2, 7 și 9. Iar B egal cu 2, 11 și 5. Cine este A reunit cu B? Ziari. Este 2, da. 5. Dar nu ne-am dat să-mi dai mori. 2, 7, 9. E pe primele adică. 2, 7, 9, 5, 11. 2, 7, 9, 11 și 5. Punerea la un loc. Mai repede pe 2, Iruna. Asta e. Da? Da. A, dar nu trebuie neapărat într-o ordine. Nu, că n-am, ce am spus. Nu are importanță ordinea elementelor într-o mulțime. Am zis, observați, am dat-o cineva. Nu are importanță ordinea elementelor într-o mulțime. A, atunci gata-i. Deci, de pe prima, din prima și pe până a doua și pe egală care ne găsim din cea de-a doua mulțime. Deci pune era la un loc. Matematica e așa. Are unic cu B. E formată din toți acei X, toți X-ii, cu proprietatea că X-ii se găsesc în A, sau, din A, sau, X-ii se găsesc în B. Deci, sau în A se găsesc sau în B. Deci nu scapă niciunul. Pe toți care se găsesc sau în A, sau în B. Asta e prima operație. Doi. O altă operație interesantă este intersecția. Intersecția a două mulțimi. Și cum se notează cu... Uite așa, cu întors. Așa, cu întors. Deci reuniunea invers de pe trage. Scriem elementele comune din ambele. Așa. Deci elementele comune. Elementele comune. Da? Elementele comune. Și concret, Anca, în cazul modelului nostru, A reunit cu B, cât este? 2. A reunit cu B e formată din 2. A, da? Mm-hmm. Cu comun și colo și colo. A intersecta? Păi, A intersecta, că a fost strălucit. Foarte bine. Deci A intersecta cu B este format la un singur element, 2. A, o altă operație. Diferent. Pot eu? Hai să termin aici, să spun matematic. A intersecta cu B. E format din toți acei X cu proprietatea că X și se găsesc în A și, și atât aici e important. Și în B. Și X se găsesc și în B. Deci comun. A treia operație, diferența, da? Se folosește așa simbolul ăsta, da? Cu minus. Da. Adică vorbim de A minus B. Elementele care se găsesc în prima și nu se găsesc în a doua, da? Deci toate elementele ce se găsesc în prima și nu se găsesc în cea de-a doua. Deci iată, A minus B, în cazul modelului nostru, egal cu toți acei X cu proprietatea că X și se găsesc în A și X și nu se găsesc în B. Iată, așa scrie matematica, da? X se găsesc în A și nu se găsesc în B. Cât este A minus B? Am dat.
79, da? Numai 79. Iar Miruna, B minus A? 11 și 5. 11 și 5. Și cu asta... Produce este și produs cartezian, da? E bine. 4 A ori B. Uitați așa. A ori B. Da? A ori B. Produsul cartezian. Înseamnă toate perechile de tipul X și Y cu proprietatea. Că cele de pe locul întâi se găsesc în prima mulțime și cele de pe și cele de pe locul 2, Y, se găsesc în cea de-a doua mulțime. Deci A ori B înseamnă toate perechele X și Y, cu probabilitatea că X-ul se găsește în A și Y-ul se găsește în B. În cazul nostru, hai să scrii și toate, la cine ești, la proprietatea 4, da, care înseamnă A ori B. Deci A ori B, un pic sunt dar să te scrii mai repede, plusul cartezian, vorba de toate perechile și Y, cu proprietatea că cele de pe locul 2 se găsesc în A și cele de pe locul 2 în locul B. Da? Miruna, cât este A ori B pentru modelul nostru? 2 ori 11, 2 ori 5. Deci nu 2 ori 11. Se înseamnă perechea 2,11. Asta este un element. 2 ori 11, da? 2 ori 5. Dar de ce nu mai ai zis 2 ori 2? Vrei, dar nu trebuie. Sigur că da. Este și el element. Nu trebuie să-l părăsești. 2, 2. 2, 5. 2, 11, vrei, da. 2, 5. 7, 2. 7, 2. 7, 11. 7, 11. 7, 11. 7, 5. 7, 5. 9, 2. 9, 2. 9, 11. 9, 11. Și 9, 5. Și 9, 5. Care este unul din elementele mulțimii acestea? Poți să-mi indici unul din elementele mulțimii de aici? Care este unul din elemente? 2. Elementele sunt perechi acum. 2, 2. 2, 2. 2, 5. 9, 2. Deci nu spun 11 elemente. Ăsta nu e element. Echipajul este element. Da. Da? Deci echipajele, perechile acestea sunt elemente. Dar B ori A, adică să zic, B ori A, egal cu cine? B ori A. B ori A. 11, 2. B ori A. De la B la 2, 2. 2, 2. 2, 2. Și termină cu 2. 11. Nu, 2, 7, adică. A. 2, 7, 2, 7. Da, 2, 7, 2, 9. 2, 9. A. După care 11, 2. 11, 2. 11, 2. 11, 7. 11, 7. Apoi. După care 11, 9. 11, 9. Și am terminat cu 11. Acum cu 5. 5. 5, 2. 5, 2. 5, 7. 5, 7. Și 5, 9. Și 5, 9. Și gata. Deci, iată, acestea sunt perechile. Întrebarea este, A ori B egal cu B ori A? Da. 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 Sunt aceeași numere. Dar numai că poți să... E foarte tare asta. Nu sunt proprii. Perechea 2, 11 nu este aceeași cu perechea 11, 2. Deci, 2, 11, notați, observație. 2, 11, perechea asta diferită de perechea 11, 2. Și atunci, A ori B e diferit de B ori A. A ori B e diferit de B ori A. Subliniem acest lucru foarte, foarte important.
De ce vorbe? Aurbe e diferit de Beorea. Nu este egalitate. Doar cardinalul este același. Tot atâtea elemente cât sunt aici și sunt și partea asta. Dar ele sunt diferite, complet diferite. Există un element care e comun? 2-2. 2-2 îl găsim și aici și îl găsim și partea asta, doar un singur element are. Dar mulțime sunt diferite. Odată folosesc lucrurile astea la un punct, haideți acum să vedem. Așa ar vrea să faceți partea teoretică. Dacă faceți așa, e sănătate curată. Dar e ieșițile singure. Da? Hai, te rog... 7 de la 138. 7 de la 4 la 138. 7 de la 138, care sună cum? Fie A mare egal cu 1, 2 și A mic. A mare egal cu mulțimea formată din 1, 2 și A mic. Așa, și? B mare egal cu 1. Și A, și un element A mic, da? Un element A mic, deci, da. Notat cu A. Deci e din trei elemente, da? Da, mulțimea B mare este egal cu 1, B mic și 3. Dacă A este reunit cu B, deci A reunit dacă A reunit cu B este egal cu A intersectat cu B, da, determinați valoarea expresiei A plus B. A mic plus B mic. Atunci A mic plus B mic egal cu cine? Da. După înțeles, A mic plus B mic egal cu semnul de întrebare. Deci... Să facem A reunit cu B, mă gândesc. Da, A reunit cu B. Hai să vedem. A reunit cu B. A reunit cu B. Egal cu? 1. Punerea la loc a elementelor celor două mulțimi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, da. AB. Corect. Și respectiv AB. A intersectat cu B. A intersectat cu B. Egal cu 1. Egal cu 1 și atât. 1 și atât, dar trebuie să fie exact egalitate. Adi, am curcat-o. Cam da, ceva de genul. Ceva de genul. Probabil B e 2. Cât? B e 2. Și A 3. Da. A o să fie cât? 2. Ești obligat să gândești că A o să fie 2. A o să fie 2 dacă se referă. A o să fie 3 și B o să fie 2. Deci ești forțat. Miruna, nu te mai lua pe mine. Nu este formula asta corectă. Crede-mă că s-a și înregistrat. Nu e corectă. Nu s-a luat pe tine. A zis și el la contârziere și nu trebuie decât să te bucur, dar chiar dacă a zis după tine, că încearcă să fie și el atent. Și da? Da. Și deci, atenție multă. Adi și cu Miruna și cu Anca trebuie să fie același cardinal. Nu să fie chiar identice mulțimile. Deci când reunim aici și intersectăm, sunt de același lucru. Când se întâmplă asta? Când A e 2, când B e 2 și A e 3. O variantă A egal cu 2. Nu, A egal cu 3 și B egal. A egal cu 3 și B egal cu 2. Da. Pentru că atunci aș B dispar și rămâne 1, 2, 3. Da. Deci, cazul întâi. Dacă A egal cu, ai zis cât ori, Adi, A egal cu... A egal cu 3, e egal cu 2. Și B egal cu 2. Atunci, se întâmplă că A mare arată cum? A egal cu 1, 3. 2, 3. Și B 1, 2, 3. Și B egal cu 1, 2, 3, da? Da. Și reuniunea cât este atunci? 1, 2, 3. A reunit cu B, face 1, 2, 3. Și A intersectat cu B? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dar n-am mai avea oare și alte cazuri? Cazul 2. Când A să fie 2 și B 3, nu prea. Dar de ce nu poate să fie A 2? Pentru că, domnule, dumneavoastră a spus că într-o mulțime nu are voie să fie două elemente de același. Sigur că da. Dacă A-ul e 2 și B-ul e 3, atunci mulțimea se reduce la 1, 2. 1, 2, corect. Și B-ul se reduce la 1, 2, 1, 3. Nu-i da? Și reuniunea lor dă 1, 2, 3, dar intensitatea nu mai dă decât 1. Corect. Și noi vrem să fie egal. Să fie egal, deci nu se poate. Avem deci, condiția. Deci cazul acela că A o să fie 2 sau B o să fie 3, nu se poate.
Decât A-ul să fie, cât am spus, 3, 3 și B-ul 2. Și B-ul să fie 2. Și atunci A plus B egal cu 1? Și atunci A reunit 5. Și A plus B este 5. Deci rezultă aici că A plus B egal cu 5. Dar eu vreau să mai insist să văd dacă mai am altă alternativă, că deocamdată nu știu dacă am epuizat bine problema. Să spunem că A să fie... A, nu, tot mai folosită. A-ul nu poate să fie 1. 1 nu poate să fie. Se nici B-ul. Deci, B-ul nu poate să fie... distincte nu poate să fie față de 1, 2 și 3. Vreau să-mi ceva. Zim. Dacă A-ul e 3 și B-ul 2... A-ul este 3 și B-ul... Așa B-ul 2 am da. La A reunit cu B, s-ar repeta 2 și 3. Păi la reuniune a spus că le punem de colo și de colo, le punem elementele, fără ca pe cele care se repetă să le punem de două ori. Când se repetă, nu e loc. Da, dar nu. Unde? Unde? Deci, în condițiile astea, A-ul este 1, 2, 3. B-ul este 1, 2, 3. Reuniunea face 1, 2, 3. Că nu se repetă, nu le punem forțat 1, 2, 3 și 1, 2, 3. Am pus elementele 1, 2, 3 din A și acum mai tragem cu ochiul să vedem dacă în B mai sunt și alte elemente care mai pot fi adăugate în afară de astea. Domnul profesor, dar și B nu sunt cifre? A și B nu sunt cifre? Nu, nu e construit un număr. A și B sunt niște elemente. Dar nu putem să scriem A ca fiind de la 0 până la 9 și B de la 0. Dar unde le văzut eu în baza 10 scris? A-ul și B-ul nu este din componența unui număr care să aibă bară deasupra. De tipul A, B, 7. Și atunci spunem că A-ul este de la 0 la 9, B-ul de la... A-ul nici nu poate fi 0. De la 1. Da? Și B-ul de la... Da? Deci nu... Anca, ce nu ți-e clar aici ca să clarificăm? A reunit cu B, eu neștiind am pus 1, 2, A și pe urmă am pus A dimensiunea 3 și 1, 3 și B. Pe 1 nu l-am repetat, nu l-am scris de două ori, nu? Și uite, când A-ul este 2 și B-ul este 3, A-ul dispare și B-ul. Da? Deci, în clipa asta, când ne ducem din... Dar pentru început am scris ca și cum A-ul și B-ul n-am ști despre ce este vorba, le-am pus pur și simplu la un loc și la interzicție am avut mai pe unul, după logica mea. Dar acum trebuia să completez ca să fie aur unul cu B interesat, egal cu a interesat cu B. Da? Și atunci a trebuit clar că aur trebuie să reducă să fie 2-ul și atunci aur să fie 3-ul. Nu așa am stabilit, aur 3-ul și B-ul 2 și atunci ele dispar când ajung la treaba asta. Bine. Oare mai ești alte soluții? Nu cred, domnule profesor. Ia să ne mai uităm dacă mai gândiți o altă soluție. Păi nu, prea mai fi. Orice altă variantă de distribuție la A și la B, la alte valori, 1, 2 și 3, nu mai merg. Nu merg, pentru că dăm peste contradicția aceea, că într-o mulțime elementele nu au voie să repete, da? Bun, hai să mergem. 15 de la pagina 139. 15 de la 139. Ce mulțime A mare egală cu X, proprietatea? Deci A mare egal cu X, cu proprietatea. X egal cu 3N plus 2. 3N plus 2. N aparține mulțimii numerelor naturale. Da. Și mulțimea B mare este egală cu Y. B mare egal cu tot ce e Y. Y este egal cu 2P plus 3. 2P plus 3. B aparține mulțimii numerelor naturale. Da. Să arătăm că A este interzisat cu B este egal cu, este diferit de mulțimea B. Deci să arătăm că A intersect cu B. B. Diferit de mulțimea B. La punctul A mic și la punctul B mic. Dacă X aparține lui X, aparține lui mulțimii A și Y aparține mulțimii B, să aflăm restul împărțirii numărului. Da. Numărului 2X plus 3Y la 6.
Deci 2x plus 3y la 6. 3y împărțit la 6. 6. Să aflăm restul. Atunci restul e egal cu 5. Da? Restul trebuie să fie un număr. Dacă împărțim la 6, Adi, când împărțim un număr la 6, restul? Doar. Ce resturi? 6, nu, 5, 4, 3, 2, 1, deci așteptăm restul să fie un element care aparține mulțimii 0, 1, 2, 3, 4 și 5. Deci acolo, de acolo știm sigur că vom găsi unul din elementele acelea. Ce am spus Miruna că facem când avem unde ieșiți de asta? Păi nu ne dăm bătuți. Nu ne dăm bătuți. Citim problema de două. De două, de trei ori. Hai să citim bătuți. Ajută-mă, trebuie. A egal cu x, cu proprietatea. Toți acei x. Da, cu proprietatea că x trebuie să fie egal cu 3n plus 2. Multipli de 3 plus restul 2. Așa și sunt interpretate. X sunt multipli de 3 plus 2. Și n trebuie să aparțină lumii naturale. Da. Adică noi dăm valori și găsim toate numele acelea. Vrem să putem să găsim pe A mare? Hai să găsim mare. A ar fi egal cu. N fiind număr natural, n egal cu 0. Să dăm valoarea cu 0, n egal cu 0, nu? 3 ori 0. 0. 2. 2. Deci primul element este 2. A. Cu 1. Este 5. Da? 5. Apoi. Cu 2. 6, 8. Deci mai adăugăm un 3. Vezi că crezi din 3 în 3. Da. Da? Deci 8, 11, 14, și așa până la 17 și mai departe. Până la plus. Da? Până la plus infinit. Foarte multe numere. B. De ce model sunt elementele din B? Ce am spus mai devreme? Ne ținem de algoritmul nostru, de tehnica noastră? Da. Împătrunim o problemă. Vrem să particularizăm. Vrem să găsim cam ce s-a făcut acolo. Multiplu de... Multiplu de 2 plus 3. Corect. Așa? Multiplu de 2 plus 3. Păi 0 ar fi 3. Deci ar fi 3. 3. După aia 5. Opa! Din 2 în 2. Deci am dat peste un element comun. Da, din 2 în 2 merge. Ia să vedem. 7. Hai să vedem următorul. 7. E bine 7, da? 2 ori 3. 2 ori... Dar unde am ajuns? La 2 ori 2. La 2. Ah, da, 7, 4 și da. 3, 7. Dar se vede că din 2 în 2, 9. Că e multiplul de 2 și la 2 aceeași lucru. 9, 11 și până la 2. Stop, ia la dat peste 1. Aole. 11, apoi cât? 14. 11 și cu 2, adică 13. Și cu 2, 15 și cu 2, 17. Ia la dat peste 1. Ce tot așa? Ce interesant! Sunt și elemente comune. Și da, cinci. Unde? 5 ori. Da, 5 ori n-am punctat. Da. Acolo începe mulțimea vie. Stai puțin. Să vedem. Noi deocamdată... Nu spune că e egal cu mulțimea vie. Deci, diferite de mulțimea vie. Adică sunt elemente comune. Și noi vedem că sunt. Și noi vedem acum că sunt. Deci suntem în etapa de tatonare. După ce avem încredere. Acum am încercat să desfacem problema și să vedem cam ce elemente ar avea prima, cam ce elemente ar avea a doua și observăm că are elemente comune. Dar să ne facem problemă. Deci A este de tipul ăsta, și am văzut. B e așa. Da. Și prima întrebare să arătăm că A intersectat cu B e diferit de mulțimea vidă. Corect. Adevărat. E adevărat. Din particular. Tocmai ce am găsit. Tocmai la... Dar noi acum să arătăm că e diferit de mulțimea vidă. Și spunem, există... A intersectat cu B. Ar fi egal acum cu niște elemente, măcar unul s-a. 5. Și este 5. 11. 5, 11. Și așa mai departe. 7. Important, puncte, da? Important că am găsit măcar un element. Deci, A intersectat cu B, e diferit de mulțimea vidă. Este un mod foarte clar de rezolvare. Nici nu m-am gândit că am să și rezolv problema. Vezi că se întâmplă uneori când facem jocul ăsta să desțelenim problema, s-ar putea să o și rezolvăm. Prin cazurile cele particulare, prin ce am dat acum, am și rezolvat-o. Cam arătat că e diferit de mulțimea vidă, că am măcar un element. Corect. Altfel,
aș fi trebuit să iau 3 N plus 2 egal cu 2P plus 3, egalitatea asta, și să găsesc o pereche N și P pentru care se întâmplă egalitatea. Deci dacă nu aș fi făcut așa, m-aș fi dus teoretic, pur și simplu, ca să fie diferită de mulțimea binită, trebuie ca elemente de aici să fie egal cu elemente de aici. Ori egalitatea asta în luna însemna ce? 3M plus... Deci A intersectat cu B, e diferit de mulțimea binită, dacă și numai dacă, sunt elemente comune, adică X-ul egal cu Y. Și asta se întâmplă dacă și numai dacă, 3N plus 2 este egal cu 2P plus 3. Da, 3N plus 2 egal cu 2P plus 3. Și de aici, echivalent, scadă în 2 din ambele membri și vine 3N egal cu 2P plus 1. Și când se întâmplă dacă găsesc o pereche, un N și un P care să fie egalitatea asta? Un N și un P care să facă egalitatea asta. Deci 1, N 1 și P-ul cât? 1, 1? Da! Tu ai dreptate, 3 ori 1, 3 și 2 ori 1, 2 și 1. Deci pentru N egal cu 1 și P egal cu 1, apare egalitatea. 3 ori 1 egal cu 2 ori 1 plus 1. Adică 3 egal cu 3. Și gata, problema e rezolvată. Dar a fost mai abstract aici. Hai să spunem pe ce vrea. Mai abstract. Decât varianta care am desfășurat și am pipăit cu ochiul nostru care sunt elementele și atunci am spus, băi, are chiar mai multe elemente comune. Probabil că mai este și altă pereche, nu știu pe care să fie egalitatea asta, care ne duce spre cine, nu știu ce acolo, vedem la cine ne ajungem. Cert este că este un mod, mai departe, cine a spus autorul? Că X aparține A și Y aparține B și se rezultă că 2X plus 3Y împărțit la 6, dar restul 0, 1, 2, 3, 4, 5. Acolo își divide 6, nu? 3X plus 3Y se împarte la 6. Când facem împărțirea, să găsim restul împărțirii. Restul împărțirii. Eu zic să înmulțim de acolo X egal cu 3M plus 2 cu 2. Da, care îți costă pe 2X. Da, și după aia acolo cu Y cu 3. Sigur. Deci luăm A de așa. Știm că X este egal cu 3N plus 2. Da? Și mulțim egalitatea asta cu cât am spus? Cu 2. Cu 2. Și atunci vine 2X egal cu 3N 6N. 6N plus 4. Plus 4. Iar plecăm cu Y cu care știm că este de forma 2P plus 3. Și noi avem nevoie de cine are? De 3. De 3, deci înmulțim tot cu 3. 3 și avem 3y este egal cu 6p plus 9. Plus 9. Le adunăm, ca așa zice problema, să le adunăm. Deci 2x plus 3y egal cu? Egal cu 6N plus 4, 6N plus 4, plus 6P plus 9. Plus 9. Și egal mai departe. Egal mai departe cu 2X plus 3Y. Nu, egal, continuăm. Nu, pică, nu, Miruna, nu știm nimic. 6N și cu 6P dă 12. Nu dă 12, că unul e med și altul e peri. Nu, ăsta scoate 6 fac o peri. Asta e altceva. 6 pe lângă N plus P. Plus 4 și cu 9? Plus 13. Egal mai departe. Egal mai departe. 6 pe lângă N plus P. Și hai să scrim pe 13 ăsta într-un alt mod. Cum să-l scrim noi pe 13? Ca 6 plus... 6 plus, ai zis bine, că a scos o 6, nu? Da. 6 plus 7. Da. Dar mergem la ta. 6 plus 7. E bine, da? Acum 6 ăsta mai putem scoate dată în factor comun. Da? Da. Și egal mai departe cu 6 pe lângă N plus P plus 1, da. Plus 1, plus 7. Asta! Pe 7 mai puteam scrie? Nu puteam să scriu deodată pe 13 ca fiind 12 plus 1? 12 plus 1 era mult mai deșteaptă chestia.
Că la 12 este incorporat 6. Scoteam pe 6, nu? Acum, ca să nu mergem în 2 pași, încă o dată să scrim pe 7, ca 6 plus 1, deci pierdem niște timp. Așadar, Adi, bună ideea, dar dacă o completăm cu ce a spus și Miluna, cu varianta aceea în care să scriem pe cine? Să scriem pe 13 ca fiind 12 plus 1, e mai deșteaptă. Așadar, mă întorc și la 13 ăla, voi puteți spune egal mai de subt, deodată, cât se spune aici, unde 13 plus 12 plus 1 și egal mai departe, cu, acum scoatem un cât? 6 pe lângă 2 plus P plus 2, plus 2 când 2, în 12 vine 2 la 6, plus 1. Iată de ce variantă, ce formă am scris eu. Pe 2x plus 3y, v-am scris ca fiind 6 oriceva plus 1. Cât e restul acum? 1. 1, mă. O, și că... Iată-i problema. O, ce tare. Deci, faptul că trebuia să împărțim la 6, în urma împărțim la 6, găsim restul, l-am scris pe 2x plus 3y, ca fiind 6 oriceva plus 1. De fapt, de fapt, copii. Vedeți, ne-am apucat repede de treabă, dar n-am tradus cerința. Că dacă noi eram un pic mai atenți, măi, ce șansă avem noi ca să găsim restul respectiv? Când împărțim două numere, avem un cât și un rest, așa știm noi din ce am împărțit resta. Și trebuia să spune așa. În urma împărțirii, de împărțitul, 2x plus 3y, trebuie să fie scris egal cu 6 împărțitor, oriceva, orunca, plus restul. Unde restul este un număr mai mic decât împărțitorul. Adică restul e 0, 1, 2, 3. Am încercat noi să defalcăm. Dar ne-am dus până la capăt ideea. Insist. La punctul B s-a spus așa. Găsiți restul împărțirii lui 2x plus 3y la 6. Și noi am spus, restul trebuie să fie mai mic decât 6, 0, 1, 2, 3 până la 5. Dar n-am tradus cerința în ceea ce înseamnă teorema împărțirii cu rest. Pentru că acum, în condițiile astea, era foarte bine dacă făceam asta așa. Vedeți? Uneori concluzia sau cerința trebuie tradusă în limbajul matematic. Ce ar trebui să arate ca să meargă așa? Ar trebui să reușesc să scriu de ca 6 oriceva plus restul. Să am scris ca fiind 6 oriceva plus restul. S-a văzut repede. Super. Da? Ei, trebuie să vă spun că cât este ceasul dacă... 48. 48. Trebuie să vă spun că astăzi am pus la punct un lucru foarte, foarte important, dar nu numai pentru voi, și pentru toți cei care ne-au urmărit. Am abordat-o din perspectiva ceea ce înseamnă modul cum trebuie să învățăm copiii. Este esențial să știm asta. Am pus la punct algoritmul acela foarte interesant, pașii pe care trebuie să urmărim când ne deschidem și ne apucăm de problemă. Încrederea în noi. Nu mai stăm cu mintea în 7 locuri. Deci ești cu mintea numai în locul acela. Citești problema de două. Tu mai suni la telefon, îți mai amintești tu de colega din bancă care nu știu ce ai discutat. Nu se face matematică asta niciodată. Trebuie să fie acolo conectat 100%. Deci, niște lucruri foarte, foarte importante puse la punct în momentul de față. Dar mai facem încă o legătură, două, pentru ca să ne convingem că tot ceea ce am spus este de maximă importanță. În problema asta de aici, dacă sesizați, am parcurs exact pașa aceea. Am zis, hai să vedem cum arată A-ul. Hai să vedem cum arată B-ul. Oare, într-adevăr, intersecția lor este diferită de mulțimea vidă? Este. Și, urmă, punctul următor. Mai repetăm încă... 29, de la pagina 140. 29, de la 140. Determinați mulțimile A mare și B mare. Deci, determinați pe A mare și B mare. Deci, A mare egală cu cine? B mare egală cu cine? Știind că sunt îndeplinite simultan relațiile. A. Așa încât să avem
A reunit cu B este egal cu 3, 4, 5, 6 și 7 și A intersectat cu B este egal cu 3 și 4. Vedem dacă au înțeles-o. Gata, ce știu pe asta? Hai, l-am făcut. Bine. Ai și făcut acum? Nu, în minte, gata. Bă, să ne confecțiezi acum. Asta nu-i corect ce faci acum. Deci, tu nu ne lași nouă șansa să ne să parcurgem pașii, să ne câștigăm încredere. Da? Să câștigăm încrederea, să vedem, să citim problema, să vedem toate lucrurile acestea. Așa că, este o strategie care scoate din mână pe colegii din jurul tău. Nu mai apelez la strategia asta, da? Deci spune așa, autor. A egal cu cine? Egal cu deschid acolo, da? B egal cu cine? Deschid acolo, da? Și zic că distribuiți voi elementele așa fel încât reuniunea lor să dea așa, după ce repartizăm și intersecția să facă asta. Zi, Adela. Știm că A este 3, 4, 3, 4, știi, mă. 3, 4, 5 și B să fie 6 și 7 și invers. A să fie 6 și 7. Să ai văzut, Adela. A-ul cât este? Din cine? Spune-mi tu ce elemente să pun, că le pun. 3, 4 și 5. Deci 3, 4 și 5. 3, 4 și 5. Și B-ul? Și B-ul 6 și 7. B-ul 6 și 7. Bun, da, da. Asta să zic eu, deci face atât. Nimeată. Nimeată. Zilena Gheroz zice o bine. A reunit cu B, e corect. A reunit cu B, face asta. Da. Dar dacă aminte să le cu B, de cât e? Unde sunt elementele comune? Deci elementele comune, adică nu des. Deci nu te gândești numai la o condiție, ci la amândouă. A, Miruna? Miruna, A egal cu 3, 4 și 5, pentru că sunt condiție. Deci A, din altă parte să pleci, Miruna. Și B-ul cât este? Și B-ul egal cu 3, 4. A, stai, cu 3 și 4 vorbesc. 3 și 4 sunt comune. Deci 3 și 4, care le găsesc în intersecții, Manca, pe 3 și pe 4 găsesc în intersecții, înseamnă că le pun și într-una și în alta. Da, și nu închid. Și nu închid asta aici, da? 6 și 7 trebuie să le distribuim. 5, 6 și 7 le distribuim așa fel încât 5 să nu îl găsim și sus și jos. Și dacă îl punem pe 5 și sus și jos, stricăm intersecția. Corect. 6 să nu fie și sus și 6. Niciunul din ele care au rămas să nu îl găsim și sus și jos. 5, 6, sus. Ai interesat de acum? Nu, n-am înțeles. N-ai înțeles și trebuie să fii sincer. Deci, atenție. Când pornim ieșiții de acestea, plecăm totdeauna cu intersecția, că intersecția înseamnă elementele comune, care sunt și colo și colo. Și le punem. Și până le punem, elementele comune. Deci 3, 4 trebuie puse și sus și jos. Și acum, mai de repartizat pe 5, 6, 7. Dacă pui adi și 5 și sus și jos. Dar nu mai este intersecție. Atunci se e deranjat intersecția. Și nu mai îndeplinim condiția a doua. Și nu mai îndeplinim condiția. De aceea ne ducem repede și punem unde pe cum o facem? Pe 5 lăsăm doar în una. Hai să zicem pe 5 în una. 6, 7 jos. 6, 7. Și e corect. Sau. Ai zis bine. O soluție asta a fost. Da. 2. Anca o altă variantă. 3, 4, 6 sus. 3, 4 și 6 sus. 3, 4, 5, 7 jos. 3, 4, 5, 7 jos. Sau altă soluție. Ia de și una. 3, 4 și 7 sus. 3, 4, 6, 7 jos. B? 5, 6. 3, 4, 5 și 6. Da. Altă soluție. Și mai sunt, domnule. Și sunt? Pe toate ar vrea să le găsim. A, da! La sus punem 3, 4, 5, 6 și 7. Da. Da, și în B numai 3 și 4. E în B numai 3 și 4. Tot e o soluție. Sigur că da. Sau 4, 5 și 6 să fie în B, să fie în A.
Deci aveți toate posibilitățile. Sunt acolo astea trei elemente, chiar vreau să-mi descriți pe toate soluțiile, da? Ca temă? Deci ca temă. Găsiți toate soluțiile. Găsiți toate soluțiile. Toate câte ai găsit? Șapte. Cred că sunt mai multe. Ce-a mai scăpat. Atenție, le poți distribui și sus și jos. Da? Dacă ai spus soluția asta 3, 4, 5 cu 3, 4, 6, 7, 5-ul vine și 6, 7 duce sus. Am mai găsit. Sigur că da. Mai multe, mă interesează să le găsim. Să vedem că numărați toate soluțiile, da? Alte găsite, da? Da. Încă unul. Da. Ăsta și încheiem făcând o analiză a lucrurilor de făcute astăzi, da? Corect. Spune-mi ce ai găsit. 30 la pagina 144. 30 la 144. Dacă A mic este egal cu 2 la a doua. A mic egal cu 2 la a doua. Ori 3 la a cincea. Ori 3 la a cincea. Și B mic este egal cu 3 la a doua. Ori 5 la a treia. Da. Determinați numărul divizorilor lui A ori B. Deci, A ori B este egal cu cine? Și până să găsim divizorii lui AOR. AOR. Egal cu cine? Să se gândească ei. Să găsim numărul divizorilor. Deci divizorii sunt 2, 3, 3, 2, 3, 5. De cine înseamnă AOR? AOR egal cu 4 ori 9 ori 120. 2 la 2 ori 3 la a doua, ori 3 la 5-a, ori 5 la 3-a. Deci 2 la a doua, ori 3 la 7-a. Corect. Ori 3 la 7, ori 5 la a 3-a. Și problema asta am mai discutat-o noi, dar rămâne să vedeți voi. Deci ar veni 4. Am situat-o chiar ieri. Când am avut doar două numere. Și a fost vorba de numărul divizorilor. Fie că este o problemă care se repete, le las lor. Și vreau să încheiem și să mă adresez și pe problemă Daria, că nu se poate. Și Daria trebuie luată în seamă că ea spune așa, bine, bine, dar urmează, dar nu vă uitați și la mine, eu ce fac aici. O problemă comună, atât pentru Daria, cât și pentru voi. Dar să încheie lecția noastră. Spune așa, să recapitulăm și să spunem că astăzi a fost o lecție foarte, foarte importantă. Importantă nu numai prin conținut, ci prin ceea ce a însemnat invitația pentru a reuși să învățați și voi singuri. Deci nu mai facem ca până acum, să, matematica să o privim ca pe o întâlnire cu un obiect ce ne stresează continuu. Vreau, dragilor, să priviți matematica ca pe o șansă, ca pe un moment de bucurie. Și nu numai tu, voi și Daria a înțeles că trebuie să... Ce facem, Daria? Când ne apucăm la matematică, mintea să ne fie numai acolo. Să citim, să nu ne lăsăm, să știm ce că facem problema. Și să parcurgem pașii aceia. Cred că ți-ai notat și tu, dacă nu ți-ai notat mama și revii asupra. Ai filmul, Daria. Poți să te duci în film și să deschizi acolo și vei vedea exact ce și cum. Acum, o problemă. Într-o parcare... Scriem, da? Nu, într-un bloc, hai să spunem. Într-un bloc sunt apartamente cu 4 camere și garsoniere. Toată lumea scrie că e o problemă frumoasă. Deci, într-un bloc sunt apartamente cu 4 camere și garsoniere. Garsoniera are o singură cameră. Da? Un apartament care are o singură cameră. În total, garsoniere și apartamente. Sunt apartamente cu 4 camere. Deci, și garsoniere. Da. Garsoniere și apartamente. În total? În total, în blocul respectiv, sunt 17 apartamente
în care înțeleg și cele cu patru camere și garsoniere. Deci, în total, 17 apartamente. Numărul total de camere, este 30. 17 apartamente. Locuințe. Ca să fie 7. În total 17 locuințe. Ca 17 locuințe, adică apartamente, înțeles? Iar numărul camerelor din cele 17 locuințe este 30. Aflați câte apartamente și câte garsoniere. Aflați câte apartamente și câte garsoniere sunt în locul respectiv. Ai răspuns deodată? Nu, să notăm cu X și Y numărul de apartamente și numărul de garsoniere. Da. Și X plus Y, numărul lor la un loc ar fi 17. Și după aia să... Da. Trebuie să nu știu loc... Am putea să facem pe segmente. Segmente? Da, să vedem pe segmente dacă merge. Ia să vedem, Miruna, tu ai, ai alte idei? Avem, putem să notăm apartamentele cu garsoniere. Da. Și avem A plus G la 30, deci pot... Nu A plus G, nu fac 30. 17. 30 numărul camerelor. 30 numărul camerelor. Adică una are 4 și alta are una. Dacă ar fi 3 apartamente de câte 4, ar fi 3 ori 4, 12. Și plus... camere la garsoniere și atunci ați vedea cât trebuie să ajungi la 30. Distribuția trebuie făcută tot timpul să rămânem la 17. Okay. Și vedeți câte ai dincolo și câte. E o problemă frumoasă. Și vă mai dau încă una. În genul ăsta și Daria și... În curtea unui gospodar. Așa, în curtea. Asta scrie mama. Tu muncești acum la ce, Daria? Scrii problema, nu? Da. În curtea unui gospodar sunt găini și ierburi. Păi să-mi dat. Da. Să vedeți. Mi-a dat-o și Udarea, dar și vouă, că vedeți că e foarte frumos. În curtea unui gospodar sunt găini și ierburi. Da. În total? În total, 21 de capete. Uh-huh. 21 capete, adică la un loc, găini și ierburi. Numărul picioarelor este 32. Câți ecuri și câte găini sunt în curtea gospodarului? Cât am zis? 32? Da. Nu, nu. 52. O... 52. Am greșit trei cele tale. Nu-i cum le gândiți? 52. Da? Câte găini și câți iepuri sunt în curtea gospodarului. Ok. Tema pentru mâine. Tema pentru mâine. Mâine e duminică. Pentru luni. Da? Pentru luni. Iată că puțin lui Daria îi dăm și probleme, dar le luăm și noi. Pentru că, să știți, este foarte important să avem gândirea asta mai la aritmetică. Așadar, dragilor, ne oprim aici. La revedere, vă mulțumim că dați urmări pe Profon Live și vă dorem o zi bună în continuare. Și nu uitați să dați like și share și urmează ora de apicultură. Ai, Doamne, și acolo ce ne așteaptă știm foarte bine. Da. Mătcuța aceea, să vedem ce s-a întâmplat cu ea, da?